Caută o soluție, pune un pic sub presiune, un pic mai mult pe Nicolae Grigore, recuperarea lui Răduț, Răduț, gol! S-a terminat totul și cu asta, basta, Pandurii se califică în finala Cupei Ligia de Plast. Mihai Răduț semnează sentința dinamoviștilor, greșeală mare în defensivă, aș spune că a fost mai degrabă greșeala lui Grozav, cel care ar fi trebuit să deschidă jocul către Bunoja, îl vedeți în plan apropiat pe Bunoja, însă Răduț i-a pasat din scurt lui Nicolae Grigore, acesta a pus mare presiune acolo de Răduț, greșește pasa și Răduț nu-l iartă pe Naumovski în situație de 1 contra 1 cu portarul advers, iată-l pe Răduț, plasează mingea și o trimite în plasă, 3-1, Pandurii reușesc, iată,